A depășit momentul ăsta în care trebuie să se explice sau să vorbească. Dar le readuce în discuție? Pentru că există. Pentru că a trecut prin ele. Pentru că și să nu uităm, nu? A fost... Să nu uităm și să înțelegem. Știi de ce vorbește despre asta? Pentru că n-a câștigat cu 6-1 meciul. Dacă l-ar fi câștigat cu 6-1 sau cu 5-0 sau cu cât a câștigat cu Dinamo sau... Nu ar fi vorbit așa. Este evident că echipa nu e la o turație maximă. E foarte bine ce se întâmplă, dar mai e de muncă, ce spune el. E nevoie de timp și răbdare. Aceste două cuvinte sunt importante în tot ce a spus. Timp și răbdare. Și atunci este și o explicație pentru anumite scăderi de fluctuație. Nu cred că vorbește cu noi pentru patron, ca să înțeleagă patronul. Eu cred că acolo lucrurile sunt perfect înțelese, nu? Are libertatea, nu-l simt deloc forțat de o anumită relație, nu. Cred că marile probleme sunt accidentații și felul în care a ieșit din această boală. Nu reușește să aibă un antrenament cap-coadă cu toată lumea. Exact, exact. Și cu toate acestea, repet, 7 victorii consecutive. Da. Cum, necum? Da, cu penalti în ultimul minut, cu joc în superioritate, cu autogol aseară din partea lui Grameni, care, până la urmă și norocul face parte din joc și din viața noastră.